Cum cele mai noi date despre răspândirea coronavirusului în România, am trecut deja de pragul de 500 de îmbolnăviri. Și pe zi ce trece, se fac și mai multe testări și se confirmă și mai multe cazuri. Francesca Simionescu ni se alătură de la Observator Update cu noile cifre. Francesca, te ascultăm! Bun găsit tuturor! În ultimele 24 de ore s-au confirmat 186 de cazuri noi. Iată, așadar, în acest moment România numără 762 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Vestea bună este că dintre acestea 79 au fost declarate vindecate și au fost externate. Cele mai multe la Timișoara, 53 la număr, 19 în București, dar și în Craiova, Constanța, în Cluj și în în Iași, 8 persoane au decedat din cauza virusului COVID-19. Vedeam că de dimineață a venit și confirmarea pentru al 8-lea deces. Vorbim despre un bărbat internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Așadar, 762 de cazuri noi, aproape 200 confirmate în ultimele 24 de ore. Aceștia pacienți confirmați acum au vârste cuprinse între 4 și 85 de ani. Trebuie să spunem și că sunt 5500 de persoane în carantină pentru care se fac verificări în aceste momente pentru a vedea dacă au contactat sau nu acest virus și alte 83.970 sunt în izolare la domiciliu. Iată un număr din ce în ce mai mare al celor care trebuie să rămână izolați la domiciliu. Până la acest moment s-au făcut în total 12.600 de teste. Ce este foarte important de spus, 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate în carantină, iar patru persoane care se aflau în carantină și au părăsit incinta în care erau plasate au rămas în carantină pentru încă o perioadă de 14 zile. Este o măsură prevăzută de ordonanța militară ce a intrat în vigoare. În ceea ce privește dosare penale deschise în această perioadă pentru zădărnicirea combaterii bolilor, vedem că sunt un total de 154 iar în acest moment Poliția de Frontieră a întocmit 4 dosare penale în care sunt cercetate 18 persoane pentru infracțiunea de fals în declarații. Acestea au fost informațiile noi, bilanțul nou, așteptăm un altul până mâine. Repet, informația pentru cei care s-au alăturat mai târziu, 762 de cazuri numără România în acest moment. Francesca, îți mulțumim pentru aceste informații.